Complexul sportiv raional Orhei, după o reconstrucție grandioasă, un viitor incert. Consilierii raionali de la Orhei urmează să constituie o comisie specială care se va ocupa de examinarea unei solicitări ce vizează viitorul complexului sportiv raional. Acest lucru s-ar putea întâmpla la următoarea ședință a Consiliului Raional Orhei, care va fi și prima în anul curent 2016. Solicitarea a venit din partea conducerii FC Milsami Orhei, care dorește să ia în arendă pe o perioadă de 25-30 de ani Complexul Sportiv Raional Orhei, o întreprindere municipală fondatorul căreia este Consiliul Raional Orhei. Dorința celor de la Milsami nu este una nouă, la fel cum Comisia Consiliului Raional, care ar urma să se ocupe de solicitarea clubului de fotbal, nu va fi ceva nou. Totul este de fapt o actualizare a unui proces demarat oficial în anul 2014. De atunci, dorința și conducerea FC Milsami nu s-au schimbat, pe când conducerea raionului Orhei, da. După instalarea noii puteri, rezultată din alegerile de la mijlocul anului trecut, solicitarea despre arenda complexului sportiv a fost reanimată, venind în 2015 din partea conducerii unei echipe care între timp devenise campioană antitra Moldovei și al cărei patron tocmai devenise primar al orașului Orhei. Complexul sportiv raional din Orhei și clubul de fotbal Milsami nu au fost întotdeauna ceea ce sunt în prezent. Ambele entități au un trecut mai modest, dar ambele au traiectorii ascendente și parcă sincronizate. Cu un deceniu în urmă, actualul complex sportiv era un simplu stadion orășenesc, vechi de vreo 40 de ani. Schimbarea titulaturii și statutului stadionului s-au datorat reconstrucției din perioada anilor 2005-2007. În locul stadionului demolat a apărut un obiectiv sportiv nou, construit în principal dintr-un teren de fotbal, o pistă de alergări și o tribună cu circa 3000 de locuri. După renovare, obiectul a fost botezat complex sportiv și a obținut statut de întreprindere municipală autogestionară, subordonată Consiliului Raional Orhei. În anul când s-a dat startul reconstrucției stadionului din Orhei, la 5 mai 2005, omul de afaceri din Orhei, Ion Dolgu, a înființat clubul de fotbal Viitorul Orhei. În decurs de 5 ani, echipa orheiană a avansat pe locul 8 în Divizia Națională, după care la mijlocul lunii iulie 2010 a ajuns sub oblăduirea omului de afaceri Ilan Șor, care a rebotezat-o în FC Milsami. În toamna anului 2014 a devenit cunoscut că administrația FC Milsami vrea să ia în arendă complexul sportiv raional Orhei. Într-o conferință de presă organizată în noiembrie 2013, Ilan Șor anunța că până la mijlocul primăverii viitoare va deschide la Orhei cel puțin două școli pentru tinerii fotbaliști orheieni, iar până la sfârșitul verii viitoare va construi o bază sportivă proprie cu câteva terenuri de fotbal, un hotel cu 4 etaje, o piscină, etc. pentru fotbaliștii Milsami. Spre sfârșitul verii din anul 2014, Ilan Șor a ieșit într-o nouă conferință de presă, anunțând termene noi pentru promisiunile mai vechi. Acesta a declarat că proiectul bazei sportive de la Orhei este aproape gata și că într-o jumătate de an baza va fi construită, iar școlile deschise. În cadrul celei de-a doua conferințe, patronul Milsami menționa că se duc tratative cu autoritățile de la Orhei în privința complexului sportiv raional, iar peste 2 luni, în septembrie 2014, demersul privind arendarea complexului sportiv pe o perioadă de 25-30 de ani a fost pus pe tapetul ședinței Consiliului Raional Orhei. Declarațiile pe care patronul clubului de fotbal Ilan Șor le-a făcut la conferințele de presă din 2013 și 2014 nu au fost de fapt o premieră absolută. Încă la începutul anului 2011, în cadrul unei emisiuni televizate, Șor vorbea despre baza sportivă proprie de la Orhei și că acest proiect va fi realizat în anii 2011-2012. În acest scop, la sfârșitul primăverii 2011 și înainte de alegerile locale din acel an, Consiliul Orășenesc i-a oferit echipe de fotbal 5,8 hectare de pământ în preajma Iazului din localitate. În ședința Consiliului Raional Orhei de la mijlocul lunii septembrie 2014 s-a decis că de intenția FC Milsami privind arenda complexului sportiv se va ocupa o comisie specială. Lucrul comisiei a fost precedat de critici la adresa Milsami, exprimate chiar în plenul Consiliului. A fost amintit că Milsami nu își onorează obligațiunile față de echipele de fotbal existente la școala sportivă din Orhei și despre baza sportivă de lângă Iazul Orășenesc, care așa și nu a fost construită.
Drept scuză, reprezentantul clubului de fotbal a invocat lipsa unui cont special necesar transferării banilor pentru echipele de tineri fotbaliști, iar pentru construcție, faptul că decizia prin care au primit terenul a fost anulată. Această declarație a fost dezmințită ulterior de către primarul de atunci al orașului Orhei, Vitalie Colun, care a precizat că decizia Consiliului Orășenesc Orhei din luna mai 2011 despre terenul cu suprafața de circa 6 hectare oferit în superficie FC Milsami este în vigoare, însă conducerea clubului s-a adresat cu o cerere oficială pentru îndeplinirea respectivei decizii abia în februarie 2015. Este de așa natură că noi eram foarte critici față de activitatea Fotbal Club Milsami, deoarece nu-și onorează în deplină măsură obligațiile de plată și de întreținere a echipelor, trebuie numai decât să aibă și bază sportivă de unde să alimenteze cu fotbaliști și etc. Ei au un teren în centrul orașului de vreo 4 hectare care trebuie să facă terenuri de fotbal una alta. Nu au făcut nici o mișcare, nici financiară, nici de... Azi am mai aflat că ei nici măcar contractul nu a semnat sau... Și a treia moment, ei au venit cu propunerea să rendeze pe 25 de ani stadionul, sigur că noi am fost foarte critici față de această propunere, deoarece nu a arătat alte activități pe care o promis de rând. De ce? Noi foarte am insistat la formarea acestei comisii. Primul rând, ce ține de terenul din centrul orașului, pot vă asigur că nu este, dar este decizia Consiliului Orășenesc. Este anulată, 1 la mână. 2. Ce ține de școala de fotbal Orhei, pot să vă asigur că doar o problemă tehnică avem din moment ceea ce ați votat dumneavoastră astăzi la Consiliu, contul bancar. Avem datorii, recunosc, însă odată ce aveți constituit contul, vă promit săptămâna viitoare toți banii o să fie achitați, că băieți în contul special. N-avem cum. Cash nu putem să achităm. Noi avem proiectul făcut la tribuna laterală. Deci, nu avem, nu avem proiect, avem schița de proiect. 25 de ani trebuie să vedem stadionul, așa eu. În practica internațională, pot să vă zic, în practica internațională, fiecare club de fotbal are propriul teren și-l gestionează. Asta vă zic 100%. Cumpărați-o. Se modifică punctul 1 al deciziei Consiliului Orășenesc din 16 februarie 2007, prin care se transmite în superficie teren cu suprafață de 5,8 hectare Asociației Obștești FC Milsami Orhei pentru construcția complexului sportiv. Se obligă primăria orașului Orhei să încheie un act juridic contract de superficie. La momentul de față, până săptămâna trecută, cererile oficiale din partea FC Milsami n-a fost. Asta și aici am vrut să vă spun eu despre decizii. Ele sunt în vigoare, toate că, poate, nu știu, ar fi dorit părerea cancelarei de stat, dacă ele sunt corecte sau incorecte, dar ele sunt în vigoare. La începutul anului 2015, comisia însărcinată cu examinarea propunerii Milsami referitor la complexul sportiv raional Orhei s-a întrunit de 3 ori. Cei 9 membri ai comisiei au avut păreri împărțite privind arenda pe o perioadă îndelungată. Probabilitatea că demersul de arendă nu va fi satisfăcut a fost denunțată de vicepreședintele clubului Petru Jardan în câteva apariții de presă în luna februarie 2015. Jardan se arăta indignat de faptul că cei de la Orhei nu-și doresc ca odată cu transmiterea în arendă complexul sportiv și zona adiacentă lui să fie modernizate, reconstruite, amenajate. Tot atunci au fost activați membrii fanclubului Milsami care au început să colecteze semnături pro-arendă, organizând și întâlnirea conducerii Milsami cu factorii decizionali de la Orhei. Înainte de ședința Consiliului Raional Orhei din februarie 2015, cei de la Milsami au emis un comunicat în care acuzau că chestiunea transmiterei complexului sportiv raional în arendă nu a fost inclusă spre examinare în plen și că li s-a sugerat ca să lase totul până după alegerile locale care aveau să fie organizate peste câteva luni.
Stadionul din Orhei s-a transformat în complex sportiv datorită sponsorizării cu 22 de milioane de lei din partea UEFA. Cu titlul de contribuție au pus umărul și agenții economici locali. Asta după ce autoritățile raionale i-au invitat să contribuie financiar ori în alt mod la renovarea unui obiectiv care era patronat de însuși președintele de atunci, Vladimir Voronin. Cheltuieli de ordinul milioanelor de lei și-au asumat și autoritățile orheiene. Oricum, zecile de milioane de lei din sponsorizările străine, contribuții private și alocări bugetare și-au atins scopul și la 22 mai 2007, cu participarea președintelui comunist Vladimir Voronin, a avut loc deschiderea solemnă a stadionului renovat. Evenimentul părea să fie prematur, dar de fapt a fost organizat la Țanc, puțin înainte de alegerile generale locale din 3 iunie 2007. La sfârșitul lunii octombrie trecut, Consiliul Raional Orhei a decis care va fi noua componență a Consiliului Director al Complexului Sportiv Orhei. Tot atunci, o publicație locală, editată de consilierul raional Vasile Roman, scria telegrafic despre faptul că problema cederii Complexului Sportiv Raional a reapărut în agenda Consiliului Raional. În calitate de beneficiar, era indicat Ilan Șor, care, potrivit autorului notei, de vreun an a pus ochiul pe complexul pentru care din bugetul raional s-au alocat peste 30 de milioane de lei. Ulterior, consilierul raional Valeriu Covaș a confirmat că a participat la ședințele unei comisii care a fost creată de președintele raionului Tudor Golub în scopul examinării solicitării FC Milsami privind luarea complexului sportiv Orhei în arendă lungă. Prin dispoziția președintului raionului a fost instituit. Au avut loc două-trei ședințe, cadrul comisiei. Este și o analiză situației economico-financiare și perspective de dezvoltare. Eu cred că problema va fi discutată destul de minuțios la comisia care a fost constituită. La următoarea ședință este invitat și reprezentant din Milsami ca să lămurească dacă într-adevăr vor încheie un contract pe o perioadă 25-20, dar cu etape, pe etape, ce să fac, cât să fac. Pe de altă parte, vicepreședintele raionului pentru probleme sociale, Dorin Zghibarța, în sfera de atribuții ale căruia se află Complexul Sportiv Raional Orhei, declară că nu a participat la nicio ședință la care să fi fost examinată solicitarea cu privire la arendă. De când s-a format noul Consiliu Raional, a fost constituit un nou Consiliu Director al întreprinderii municipale Complexul Sportiv Orhei, adică componența. Dar ce ține de fondarea unei noi comisii nu a fost constituită, dar sperăm că la următoarea ședință va fi constituită o comisie de examinare a solicitării date. Dacă eu mă prezint, când a fost înregistrată a doua depunere a solicitării, la data de 14.08.2015. Prezent la așa comisie nu am fost. Adresat conducerea Complexului Sportiv, dar la dumneavoastră, cu vreo solicitare de ajutor din partea Consiliului Raional. De când eu sunt în funcție, nu a fost nicio adresare din partea Consiliului. Adică l-am întrebat pe dumneavoastră, în privința, zic, cum ați existat dumneavoastră, de exemplu, în 2016, cam ce venituri, adică ați elaborat, doar totuna se elaborează înainte de an, se elaborează un buget. Și dumnealui mi-a spus că în jurul la vreo 500-600 de mii, adică dacă ori avea venituri, dar venituri din, dacă ori participa, vor desfășura competiții. Bine, e clar că o să desfășoare, dar nu știu dacă o să fie solicitări din partea cluburilor, asta e. În orice caz, e nici planifică venituri mai mici decât în anul 2015, da. Pentru că erau 700 de mii, 750 de mii. 758 de mii. Cu toate astea, au cheltuieli care prevalează asupra veniturilor, dar nu solicită
vreo intervenție a Consiliului Regional care este fondatorul întreprinderii? Până la moment, vă spun de când sunt în funcție, două solicitări. Care sunt planurile Consiliului Regional cu această întreprindere? Vă spun că vrem, adică când am intrat în esența tuturor problemelor privința cu solicitarea de la Minsami, următorul pas este să constituim o comisie pentru examinarea solicitării date, pentru că nu pot eu de unul singur să decid sau să înaintez către Consiliu propunerea mea. Dumneavoastră personal sau ca vicepreședinte pentru problemele sociale, care e opinia dumneavoastră? Trebuie sau nu trebuie de transmis în arenie? Vă spun că, adică părerea mea trebuie de examinat minuțios, anume care sunt beneficiile acestei transmite. Încă stau pe dubii în privința acestei, este a luat un teren de la primărie de 4 hectare și promitea că în 2015 deja ar fi tot construit pentru a desfășura competiții internaționale, dar la moment nu vedem nimic. Solicitarea conducerii FC Milsami din anul 2015 a fost înregistrată la Consiliul Raional Orhei cu data de 14 august. Ca și cea din 2014, aceasta poartă semnătura vicepreședintelui clubului Petru Jardan, dar este ceva mai detaliată. Acum sunt scrise distinct etapele modernizării complexului sportiv Raional Orhei, care ar urma să se încheie până la sfârșitul anului viitor 2017, estimându-se că suma investiției va oscila între 820.000 și 1.130.000 de euro. Ca și în 2014, solicitantul scrie că va executa lucrări referitoare la sistemul de iluminare nocturnă, tribunele și gazonul stadionului, panourile publicitare și altele, numindu-le generic proiect ambițios. Dar dacă în demersul din 2014 se afirma că lucrările de proiectare și planificare a tribunei noi, precum și a sistemului de iluminare nocturnă a stadionului, dar și a panourilor publicitare sunt finalizate, apoi în scrisoarea din 2015 se spune că planul de modernizare a complexului, elaborat cu implicarea celor mai buni specialiști de profil, se află deja la etapa de finalizare. Acest plan va include lucrările de proiectare, reconstrucția principalelor obiective ale complexului, cât și construcția unor obiective noi. Traiectoria ascendentă nu s-a oprit nici după transformarea stadionului în complex sportiv. Intenția de extindere a complexului pe seama unor terenuri din preajmă și de edificarea unor obiecte sportive moderne, printre care bazin olimpic, centru de reabilitare, teren de tenis de câmp și altele, a început să prindă voce încă la sfârșitul anului 2011. Extinderea complexului sportiv Raional Orhei pe seama celor două terenuri din vecinătatea lui imediat a nimerit în vizorul Curții de Conturi, care a auditat exercițiul bugetar și gestionarea patrimoniului public din raionul Orhei în anul 2014. Auditul a relevat nu doar irregularități, ci chiar ilegalități, mai ales la procurarea cu 2 milioane de lei a terenului de pământ cu suprafață de 0,07 hectare. În ce privește terenul cu suprafață de peste 0,6 hectare, curtea notează că, deși decizia Consiliului Raional privedea dreptul de înstrăinare a terenului la prețul evaluat de Camera de Comerț și Industrie, în contractul de superficie este stipulat dreptul de a răscumpăra terenul la prețul normativ al pământului, ceea ce ar putea lipsi bugetul de venituri suplimentare. În raportul de audit al Curții de Conturi mai este menționat că urmare a neîntreprinderii măsurilor de rigoare atât de către Consiliul Raional Orhei în calitate de fondator, cât și de către managerul întreprinderii municipale Complexul Sportiv Raional Orhei, activitatea întreprinderii pentru anul 2014 s-a soldat cu pierdere în sumă de peste 721.000 de lei, iar pe parcursul ultimilor 3 ani, pierderile acestei întreprinderi au însumat peste 3 milioane și jumătate de lei.
Analiza situației economico-financiare a întreprinderii, care a fost prezentată în luna octombrie 2015 Comisiei de la Consiliul Raional Orhei, antrenată în examinarea solicitării pentru arenda a FC Milsami, de asemenea ilustra o decădere financiară a întreprinderii. La începutul lunii februarie curent, directorul întreprinderii Ion Beiu, fiind întrebat dacă a semnalat despre această situație fondatorilor din Consiliul Raional și dacă le-a cerut ajutor, a declarat că a discutat cu fostul președinte al raionului Ion Ștefârțea, care i-ar fi răspuns că nu sunt bani în buget. Noi am vorbit chiar la Consiliul Raional referitor la faptul dacă ați solicitat vreun ajutor anterior sau le-ați semnalat că este întreprinderea într-o situație financiară mai dificilă. Da, sau nu? Conducerea am solicitat ajutor. De la cine și când, vă rog, așa mai exact, că noi să știm? De la fostul președinte al raionului. Le-ați adresat scrisoare în formă scrisă? Am discutat verbal. Ați discutat doar așa? Da. Și ce v-au răspuns? Că asta a fost pe vremea fostei conduceri? Că nu sunt bani în buget? Da. Dacă avea sau nu avea. Dar de ce sumă așa, ca să vă acoperiți? Noi ne-am uitat că, de fapt, o mare parte, chiar jumătate, este uzura a cheltuielilor pe care le suportă întreprinderea. Situația actuală în care se află complexul, deci nu mai poate împlini condițiile necesare în deplinirii pentru a juca un meci de fotbal internațional sau chiar și de divizia națională. Cu toate acestea, în anul 2014 din buget au fost alocați aproape o jumătate de milion de lei pentru un panou publicitar modern care a fost instalat lângă arena stadionului și care de curând a fost transmis de la balanță în mod corespunzător. Față de Ion Beiu, care conduce complexul sportiv raional de mai bine de 2 ani, au existat mai multe întrebări, dar invitației nu i s-a dat curs și a avut loc doar un scurt dialog telefonic. Întrebat dacă, fiind și consilier orășenesc din aceeași echipă politică cu actualul primar de Orhei Lanșor, care este și patron al FC Milsami, susține solicitarea conducerii clubului de fotbal privind arenda complexului pe o perioadă lungă, Beiu a răspuns evaziv. Înțeleg că dumneavoastră nu puteți să nu fiți de acord ca FC Milsami să obțină arendă asupra stadionului pentru următorul termen solicitat de 25 de ani. Încă o dată, vă rog. Eu zic, dat fiind că sunteți inclusiv nu doar director al complexului sportiv, dar consilier raion orășenesc, mă iertați? Da. Din echipă. Dar păi, cum? Sunteți într-o echipă. Cu echipierii de regulă se susțin, nu-i așa? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Apoi, da, că aveți o altă atitudine, altă reacție la solicitarea FC Milsami decât v-ați împotrivi ca să fie dat în arendă? Eu am prezentat situația stadionului, că, adică este una foarte dificilă și adică fără investiții majore, stadionul nu o să mai fie practicat nici de locuitorul orașului Orhei. Adică cel puțin să meargă pe stadion. La Consiliul Raional acum toamna, comisia care s-a constituit, ați participat? Ce s-a vorbit acolo? Da, a fost o comisie de lucru. Acum toamna trecută. Mă rog, fiecare s-a expus părerea. Deci eu mai mult am fost întrebat despre situația. Adică dacă putem la trei sau nu putem trei. Și eu am zis că nu e greu. Adică de mers în continuare condiția actuală. Situația complexului sportiv raional rămâne a fi complicată și conform datelor pentru anul care adineaori s-a încheiat, 2015. Cheltuielile continuă să prevaleze asupra veniturilor, dar trebuie remarcat că, la fel ca în anii precedenți, practic o jumătate din suma cheltuielilor revine uzurii mijloacelor fixe. Datele pentru anul trecut mai denotă că pentru prima dată în ultimii 4 ani a crescut considerabil salarizarea angajaților complexului sportiv, în total cu peste 100.000 de lei. Totodată, în raport cu anul 2014, veniturile au crescut cu 37%, chiar dacă încasările de la un astfel de capitol ca vânzare biletelor au scăzut de mai bine de 2 ori. Și chiar dacă începând cu anul 2014 servicii de arendă a terenului de fotbal sunt prestate doar FC Milsami, în baza unui contract cu tariful aprobat de Consiliul Raional Orhei încă în anul 2010 și care constituie 10.200 de lei pentru arenda pe o zi.
În analiza susmenționată a situației economico-financiară, scrie că renda terenului de fotbal a fost limitată pentru a nu admite deteriorarea lui, însă restricțiile nu au vizat și serie de evenimente nesportive care au avut loc aici de la sfârșitul primăverii până la mijlocul toamnei trecute. Este vorba despre 3 concerte și manifestații care au fost organizate aici până în momentul în care omul de afaceri, patronul Milsami Lanșor, a devenit primar al orașului Orhei și despre alte 3 care au fost organizate după aceea. Asta. În context, se face remarcat faptul că la capitolul concerte și manifestații, Complexul Sportiv Raional Orhei a înscris pentru prima dată în decursul ultimilor 4 ani un venit în mărime de 59.999 de lei. Această sumă figurează în datele pentru 9 luni ale anului trecut, rămânând neschimbată și după încheierea întregului an 2015. Interesant este că nu a fost indicată nicio creștere a veniturilor respective, deși în a 11-a luna anului trecut, primăria Orhei a organizat pe terenul Complexului Sportiv Raional Orhei un grandios concert prelejuit zilei și hramului orașului.